deoarece continuă reconstituirea făcută de procurori în cazul uh, Caracal și disparițiilor și posibilelor crime. Uh, Gheorghe Dincă, în urmă cu câteva momente, a dus, evident, un manechin uh, transportat acolo de anchetatori până la butoiul în care susține acesta iar fi dat foc Alexandrei Măceșanu. Acum, evident, a fost apus pus lemnele și materialele despre care a vorbit în declarația pe care a dat-o în fața procurorilor. Tot astăzi, Gheorghe Dincă le-a arătat în cadrul reconstituirii anchetatorilor cum a coborât-o din mașină pe Alexandra, cum a urcat-o pe bancheta din spate și cum ar fi lovit-o pe aceasta. La toată această reconstituire participă o polițistă de la Poliția capitalei care joacă rolul Alexandrei este o tânără cu greutatea, aproximativ aceeași greutate pe care o are Alexandra a legat-o la mâini din în cadrul acestei reconstituiri și a descris evenimentele cum s-ar fi petrecut ele în varianta pe care a expus-o în fața anchetatorilor. Familia Alexandrei Moceșanu solicită însă un experiment judiciar altul decât cele făcute până acum, pentru a vedea dacă varianta expusă de Gheorghe Dincă este posibilă sau nu. Ne întoarcem uh, la știrile uh, de pe scena politică în uh, câteva momente.